Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem aici un Silver Chest de deschis, cu 140 de Gold, Hell Spirit și Barbarians. Ok, și mai avem un Free Chest care are 116 Gold, 2 gemuri, Royal Delivery și Ice Golem. Ok, bun. Băi, haideți să începem cu un meci de 1v1 în arenă. Să vedem dacă reușim să obținem victoria. Am văzut că data trecută am pierdut, din păcate, acest meci. Meci care probabil ne-ar fi dus în următoarea ligă, în următoarea arenă. Și hai să vedem. Cred că o să trimit mini pack-ul pe partea dreaptă și voi da un Fireball aici. Ok. La fix. Hai să trimitem și Hog-ul. Și avem nevoie de un Eros neapărat. Bun. Turnul din dreapta e doborât. Și rezistăm destul de bine acestui atac de Fire Spirits. Să mai punem un Tesla. Da, ne luăm ceva damage, dar suntem bine momentan. Trece și acest atac. Atac cu mirror aici. Da, și suntem destul de bine momentan. Ok, am scăpat acolo. Mi-a scos arcașele. Bun. Da, ieșim cu bine și din acest atac. Trimitem aici Valkyra. O să trimit și mini P.K.-ul, dar mai așteptăm. Da, exact la ce mă gândeam. Ok, punem arcașele aici în spatele Valkyrei. Da, și ne ținem Erosul pentru următorul Goblin Barrel, care cu siguranță va veni curând. Exact la ce mă așteptam. Și probabil va mai trimite unul cu Mirror, dacă are Mirror-ul în deck. Dacă nu-l are, destul de nasol pentru el. Bun. Da, și mai sunt 20 de secunde din match. Nu prea mare ce să ne facă. A dat fix în colț. Am văzut mirror-ul când a apărut acolo. Da, și obținem prima victorie din arena, din acest episod. Avem 28 de trofee și un silver chest. Da, și mai avem nevoie de o singură victorie să ne ducem în Master 3, de unde am picat. Nici nu mai știu exact dacă urcasem sau nu. Hai să dăm meciul, să vedem. Bun, începem cu arcașele din spate. Pun aici și Tesla. Și o să dăm un Eros. Bun, scăpăm destul de bine din acest atac. Trimitem Hog-ul. Și din nou un deck cu Prinț. Spunem aici Valkyra. Și bine că am scăpat de Magic Archer. Spunem Tesla aici în centru.
telefon. Băi, până acum stăm destul de bine. Da, i-am dat aproape 1000 damage. Sau mai bine de 1000. Și scăpăm aici de Hog. Și voi păstra elixir pentru Freeze. Ah, și din păcate nu reușim să dăm damage-ul pe turn. Ok, scăpăm acolo de Mega Minion. O să scăpăm și de Magical. Ah, și avem doar un avans de 600 de damage. Dar din moment ce vom scăpa de Dark Prince, e vine acolo pe turn și este scos din fericire de turn și ajunge Hog-ul, lovește de 3 ori, chiar de 4, da, de 4 ori lovește turnul. Hai să vedem cum vom gestiona finalul de meci. Mai avem 40 de secunde. Și probabil voi pune Freeze-ul aici pe acel prinț. Și da, ajunge Minipeka, îi scoatem turnul din stânga și trebuie doar să rezistăm până la final. Da, e destul de greu să ne mai dea 2600 de damage, nici nu are trupe așa puternice. Hai să vedem, da, probabil meciul e câștigat. Da, mai sunt 5 secunde din meci și obținem o nouă victorie. Și reușim să intrăm în Master 3. Hai să vedem dacă primim boost-ul. Dacă primim, înseamnă că n-am mai fost înainte. Nu sunt foarte sigur. Da, deci am mai fost. Așa mi-aminteam și eu. Bun. Băi, stăm destul de bine cu chesturile. Haideți să mai continuăm cu un match în Ramp Up Challenge. Okay, jucăm cu un rus din... Russian Bears sau Russian Bears. Ok, hai să trimitem un mini P.K.-ul. Punem și arcașele pe aici pe undeva și o să dăm Freeze-ul neapărat. Sper să mai prind o trupă. Da, îi prindem și Executionerul. Da, din păcate ne scoate mini P.K.-ul. Dar cred că avem un pic mai mult sau nu elixir. Cred că tot pe acolo. Bun, scăpăm de Executioner. Hai să trimitem și Hog-ul și ce bun era un Fireball aici. Dar n-avem suficient elixir. O să-l dau totuși, chiar și un pic întârziat. Era bine dacă îi prindeam pe Ambi-Wizard. Băi, și trece primul minut și noi suntem fără hit pe turnuri. Au dat spate acolo și de... un pic mai rapid dacă eram cu Freeze-ul. Scăpat un pic mai bine. Bun, hai să punem Minipeka aici. Voi trimite Hog în fața mini P.K.-ului. Nu cred că e destul de rapid și am dat acolo un Freeze cam jos. Puteam să prind și turnul. Mai dăm un Fireball aici. Da, și rezistăm fără damage în acest început de match. Spunem Tesla. Da, deja s-a intrat în Triple Elixir. Overtime-ul va fi de 4. De 4 ori mai rapid decât în mod normal. Nu prind Wizard-ul. Hai să Wizard-ul, din păcate. Hai să vedem cum scăpăm aici de acest atac. Băi, și vă vine să credeți că n-am luat nici măcar un hit pe turnuri.
destul de greu de crezut. Punem aici Valkyra. Trimitem Hog-ul. Voi pune mini P.E.K.K.A. aici, dar... Valkyra ar fi mai utilă. Băi, se întâmplă destul de rapid lucrurile. Hai să vedem. Să dăm un farbol pe toate trupele de aici. Da, și ce bine, ce bine am dat farbolul. Scăpăm acolo efectiv de acel atac. Punem și un mini P.E.K.K.A. Mai trimitem arcașele. Și chiar dacă intrăm în overtime, e în avantajul nostru. Să ținem de scor. Trimitem aici un Hog. Scăpăm de P.E.K.K.A. mare. Practic P.E.K.K.A. mare ăla ne încurcă mai mult decât orice altceva de acolo. Dăm aici un Fireball. Și cred că e aproape scos turnul. Mai avem nevoie de, cred că, un Eros și un Fireball. Bun. Și obținem o nouă victorie. Băi, a mers foarte bine sistemul ăsta de joc cu acest deck. Avem 3 victorii din 3 meciuri. Deși nu se vede că avem victorii pe linie. Bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Eu sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.